Haideți să intrăm încet pe rânduri. Și grijă dacă cumva sunt bobite cu putregai, le luăm jos, da? Grijă mare în continuare la struguri. În Viile României, în aceste zile, e întoi culesul strugurilor. În singura podgorie din județul Cluj, pe dealurile Turzii, în acest an, recoltarea a început mai devreme, din cauza vremii. Așa că acum, doar un singur soi de struguri aromați a mai rămas pe viță. Am început recoltatul la Rieslingul de Rin. Mai avem 3-4 zile, pentru că pe lângă Riesling mai avem puțin Sauvignon și gata pentru această campanie. Când ați început campania de recoltare? Anul acesta, să știți că am început destul de repede pentru zona în care ne aflăm noi, respectiv Transilvania, pentru regiunea în care ne aflăm noi. Pe sfârșit de august este primul an. Bine, noi nici nu suntem de mult timp pe rod, dar dacă în 2014, când am avut primul an de rod, am început recoltatul chiar de 13 septembrie, bineînțeles, au fost ani în care am început și prin 17, chiar și 20 septembrie, dar anul acesta am început undeva prin 25 august. Condiția ca un vin să fie bun și calitativ e să fie obținut din boabe sănătoase culese cu atenție. Frumoși! Culoare frumoasă la ei, arată că sunt bine copți, zahăr, acilitate bună, mai avem și câte o bobiță puțin afectată, dar în mare parte strugurii arată foarte, foarte bine. Odată culeși din vie, strugurii ajung aici. Boabele sunt prelucrate cu grijă și sunt transformate în must. În pahar am must proaspăt stors, eu l-am gustat. Deja este foarte dulce, iar specialistul o să ne spună acum cam cât timp trebuie să treacă până când mustul se va transforma în vin. Domnule Maxim, e foarte dulce mustul acesta. Așa trebuie să fie sau are zahăr adăugat? Așa trebuie să fie și nu are zahăr adăugat. Într-adevăr, este dulce, are o concentrație de 210 grame de zahăr per litru de must și o acitate de 7 grame per litru, o să iasă un Riesling de Rin super. Iar până va ajunge vin, nu durează foarte mult, undeva la 2 săptămâni, și odată cu finalizarea fermentației alcoolice, deja putem spune că este vin. Bineînțeles, drumul până la sticlă este încă destul de lung. Din strugurii Riesling de Rin, culeși de pe dealurile Turzii, va ieși un vin alb sec, ce va putea fi asociat cu pește, fructe de mare sau carne albă. Îmbuteliat, vinul va putea fi cumpărat din crame abia din luna februarie.